Sunt Petru Luhan, fost europarlamentar, expert accesare fondurilor europene. Am o veste bună pentru IMM-urile din România. În a doua jumătate a lunii septembrie se va lansa un program pentru sprijinirea investițiilor din domeniul agroalimentar și domeniul construcțiilor, valori cuprinse între 50.000 și 500.000 de euro nerambursabile, cu o contribuție proprie între 5 și 25% din buzunarul propriu. Se finanțează modernizare clădiri, achiziție de echipamente, achiziție de utilaje, achiziție de dotări, precum mobilier, dotări IT și, nu în ultimul rând, servicii și anumite licențe, respectiv brevete, dacă este cazul. Mai mult decât atât, este important să înțelegeți că puteți apela la serviciile unui consultant pentru elaborarea cererii de finanțare. Costurile pentru consultanță sunt eligibile în bugetul proiectului. Dacă este vorba de proiectare, și acestea sunt eligibile în bugetul proiectului. Se vor putea depune proiecte aproximativ 30 de zile, de la 23 septembrie începând. Pentru o consultanță gratuită, puteți accesa site-ul www.emasconsulting.com. Aici veți întâlni profesioniști care vă solicită câteva documente necesare, precum bilanțurile din ultimii 2 sau chiar 3 ani, certificat constatator, o descriere a investiției cu valoare aferentă și, nu în ultimul rând, locația în care se va efectua investiția. După ce se face prefezabilitatea, vi se va spune, fără să fie necesară o relație contractuală sau vreo plată către firma EMAS Business Consulting, dacă vă calificați sau nu pe programul POC 411 BIS sau alte programe asemănătoare pe care ați putea accesa bani europeni.